Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Cristina Stamatin și vă prezint principalul program informativ al zilei. Să vedem care sunt titlurile acestei ediții. Zeci de oameni au protestat astăzi în fața primăriei Chișinău, indignați de mirosul strident care persistă de câteva săptămâni în capitală. Oamenii i-au cerut municipalității să remedieze problema, dar niciun reprezentant al administrației nu a ieșit în fața lor ca să le asculte păsul. Fostul premier al Republicii Moldova, Pavel Filip, este noul președinte al Partidului Democrat din Moldova. El a fost ales în această funcție în cadrul Congresului Extraordinar al formațiunii, care s-a desfășurat astăzi la Palatul Republicii din capitală. S-au pornit la odihnă în Bulgaria, dar au ajuns la spital. Un autocar cu 59 de moldoveni la bord a fost implicat într-un accident produs în județul Constanța din România. Un echipaj smurt și două ambulanțe au intervenit la fața locului pentru a ajuta pasagerii. Mirosul strident care persistă în capitală și în alte localități traversate de râul Bâc i-a scos pe oameni în stradă. Zeci de persoane au protestat astăzi în fața primăriei Chișinău și le-au cerut autorităților să găsească o soluție pentru a înlătura în cele din urmă izul înțepător. Timp de două ore cât a durat manifestația, nimeni nu a ieșit să discute cu protestatarii. Eu vreau să trăiesc o viață lungă, dar pentru asta mi-mi trebuie un aer curat. Evident, asta e normal și îmi trebuie și o apă curată. Sunt foarte supărată pe ceea ce se întâmplă cu râul Bâc, pentru că el este oglinda conștiinței noastre ecologice. Este pur și simplu stupid că noi, oameni civilizați, care facem rachete care zboară spre lună, nu putem să rezolvăm o problemă atât de simplă. Oamenii au adus un bazin gonflabil în fața primăriei pe care l-au umplut cu apă din râul Bâc. În acest fel au vrut să atragă atenția asupra impactului dezastruos pe care îl are poluarea asupra ecologiei. Am venit pentru că vrem un aer curat, vrem să respirăm, nu vrem să ne înădușim. Noi ne-am săturat să purtăm mască. Dacă oamenii de acolo de sus sunt bine mersi aici în Chișinău și respiră bine, noi respirăm foarte rău și ne pare rău că am ajuns în starea deplorabilă în care suntem. Vă rugăm frumos să ne faceți auziți acolo sus. La protest a participat și fostul director al Apă Canal Chișinău, care s-a arătat indignată de atitudinea autorităților municipale. Asta în condițiile în care inițial acestea spuneau că mirosul greu nu provine de la stația de epurare, iar ulterior a ieșit la iveală contrariul. Și în momentul în care tot orașul știa că pute, hai să spunem cuvântul așa cum este, cei de la Apă Canal și cei de la primărie inițial susțineau că nu pute. Păi sau avem nasuri diferite sau banii miros puțin altfel. Tot ceea ce a ajuns în stația de epurare cu depășiri s-a știut din mijlocul lunii iulie. S-a știut de către cei de la Apă Canal, s-a știut de către cei de la Inspecția Mediului. Protestatarii au rămas dezamăgiți că niciun reprezentant al primăriei nu a venit să discute cu ei. După indiferența lor de a, măcar de a ieși la cetățenii, pare mi se că deci, lor nu le pasă problemele chișinăuienilor, cu mare părere de rău. Нашему правительству, что им не надо отдыхать в Бали, куда-то ехать, им надо взяться, собраться и прямо на бычке около Чесных пойти со своей семьей, детьми, внуками, чтобы они там отдыхали. Они наши внуки, чтобы пробились. Organizatorul manifestației spune că va merge să ceară dreptate în instanță. Noi avem mizerie aruncată de zeci de ani în Bâc. Cine apără interesele râului ăsta? Noi, el e parte din noi, din ecosistemă. L-am murdărit, am făcut canalizare din el. Cum se poate așa ceva? Deci mergem în judecată, o strângem mii de semnături de petiții, nu știu cum o să fie juridică asta. Să înaintăm și să-i obligăm. Ați făcut mizerie, deci ca la școală. Ai făcut caca, vină și strânge. De câteva săptămâni, capitala este sufocată de un miros urât. Grupul de lucru format de Primăria Chișinău pentru a analiza situația a stabilit că acesta nu provine de la stația de epurare, iar procesul tehnologic se desfășoară în regim normal. Ulterior, Agenția de Mediu a făcut publice rezultatele probelor prelevate de la stația de epurare, care au arătat că nivelul de detergenți depășește de peste 50 de ori limita admisă în apele care se scurg în Bâc.
după ce au fost supuse procesului de epurare, iar cel de azot amoniacal de 43 de ori. Reprezentanții Apă Canal Chișinău au declarat că de vină ar fi doi agenți economici, care ar arunca în râul Bâc nu doar ape reziduale, ci și deșeuri de producție. Astfel, procesul tehnologic a fost dat peste cap la stație de epurare, lucru negat însă de companiile vizate. Anterior, Procuratura Generală a deschis două cauze penale pentru a elucida situația. Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a avut parte de ghinion astăzi pe terenul de fotbal în timpul meciului pentru Cupa MAI. Spre nebucurie domnul ministru de Interne, care a promis de la început că o să bată procuratura, procuratura a dat dovadă că este procuratură. Și în fotbal măcar este mai tare, dacă nu în toate celelalte. Cum a decurs partida și de ce Andrei Năstase a părăsit terenul după prima repriză, vă spunem imediat la știri. Cei 24 de marinari capturați de Rusia în urma incidentului din strâmtoarea Kerch la sfârșitul anului trecut, regizorul Oleg Sentsov, dar și alți 10 ucraineni ținuți captivi la Moscova vor ajunge astăzi acasă în urma unui schimb de prizonieri dintre Rusia și Ucraina. Cele două avioane costatice au aterizat deja pe aeroporturile din Kiev și Moscova. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a fost primul care i-a întâmpinat pe ucrainenii eliberați. El le-a strâns mâinile și i-a îmbrățișat pe fiecare în parte. Ulterior, prizonierii eliberați s-au îndreptat spre rudele lor, care i-au așteptat cu sufletul la gură. Lacrimile au fost la ordinea zilei. Volodymyr Zelensky le-a spus jurnaliștilor că atât el cât și omologul său rus Vladimir Putin și-au îndeplinit promisiunile și acest lucru a permis efectuarea schimbului de prizonieri. Acum, liderul de la Kiev vrea să îndeplinească toate prevederile acordului de la Minsk pentru a rezolva conflictul din estul Ucrainei. I've said to our journalists, to Ukrainian establishment and to our team that we have to begin all the steps publicly, all the steps in Minsk process. Unul dintre prizonierii ruși trimiși acasă de Volodymyr Zelensky ar fi Kiril Vyshinsky, coordonatorul site-ului de știri RIA Novosti, reținut anul trecut în Ucraina pentru susținerea separatiștilor din Donbass. Pavel Filip este noul președinte al Partidului Democrat din Moldova. Fostul premier a fost ales în această funcție astăzi în cadrul Congresului Extraordinar al Formațiunii. Asta după ce la sfârșitul lunii iunie Vlad Plahotniuc a demisionat din funcția de președinte al PDM. Filip s-a arătat convins că în viitorul apropiat PDM va reveni la guvernare pentru a continua proiectele sociale demarate de democrați și pentru a opri atacul alianței PSRM acum asupra suveranității Republicii Moldova. Domnul Filip, eu nu m-am vrut să-l preîntâmpim pe domnul Filip, că aplauzele astea unanime, ele sunt bune, dar sunt periculoase. Pavel Filip, care a fost unicul candidat la funcția de președinte al PDM, a fost ales prin vot unanim, fiind susținut de toți cei aproximativ 700 de membri ai formațiunii veniți din toate raioanele țării. Noul lider al democraților a menționat că niciodată nu a fost flatat de funcțiile pe care le-a deținut. În Partidul Democrat este important să deții funcția de membru a echipei Partidului Democrat. Și nu contează că ești ministru, prim-ministru, deputat sau primar sau consilier. În raportul său de activitate susținut la începutul Congresului, președintele PDM a criticat actuala guvernare și a menționat că ceea ce definește alianța acum PSRM este ipocrizia. Pavel Filip a declarat că în pofida promisiunii de a le oferi oamenilor o viață mai bună, singura prioritate a noi puteri a fost în ultimele trei luni răfuiala cu oponenții. Avem în prezent o guvernare hibridă împotriva firii, gândită și realizată în laboratoarele politice de import.
încropită noaptea de unii trimiși din afară. Potrivit liderului democraților, PDM se poate mândri cu numeroase proiecte sociale implementate, precum drumuri bune, prima casă și un doctor pentru tine. Noi reprezentăm la ora actuală singura forță capabilă să mobilizeze cetățenii pentru a reîntoarce suveranitatea poporului. Noi suntem singurii care putem să realizăm această extraordinară sarcină de a ne lua țara înapoi. De partea noastră este adevărul, arma care nu poate fi învinsă niciodată. Într-un ceas bun. Partidul Democrat este singura alternativă capabilă să livreze rezultate pentru țară și cetățenii săi. Trebuie să demonstrăm în fiecare zi acest lucru, să dăm dovadă. Să dăm dovadă de acțiuni, idei și propuneri. La cel de-al nouălea congres extraordinar al PDM, care s-a desfășurat la Palatul Republicii, au participat și invitați de peste hotare. Aceștia au remarcat că Partidul Democrat este mereu alături de cetățeni. As I said before, I'm very impressed by your political program. You have the right ideas. You have very, very clever ideas of how to solve this, your society's challenges before you. And I am also convinced that if you live by your parole up here, the slogan you have, and I'm trying to say something now in Moldavian for the first time in my life, but if you live by your slogan, then you will be very successful and you will go ahead and win the power back in Moldovan society. Fapte, nu vorbe. Președintele Organizației Teritoriale Briceni a Partidului Democrat din Moldova, Mihail Gnatiuc, a urcat pe scenă cu trei mături confecționate de meșterii populari din satul Caracușenii Vechi, unde această îndeletnicire este dezvoltată. În timpul discursului său, democratul a spus că gestul său este unul simbolic. Селе Старые Каракушане Бриченского района ежегодно выращивают 3 миллиона метелок. Хватит всем демократам, от родившихся до тех, которые в зале, для того, чтобы в один момент вымести из нашей страны всю порчу, которую навели на нас. În cadrul Congresului a fost votată componența noului Consiliu Politic Național, care l-a ales unanim pe Alexandru Jizdan în funcția de secretar general al PDM. În timpul apropiat, Partidul Democrat își va alege și vicepreședinții. În același timp, formațiunea a renunțat la o declarație politică în care se stipulează că democrații sunt îngrijorați de politica promovată de actuala guvernare. Ei afirmă că aceasta este împotriva intereselor cetățenilor Republicii Moldova. Noul președinte al Partidului Democrat din Moldova este așteptat mâine în platoul emisiunii Replica de la Prime TV. Pavel Filip va vorbi despre prioritățile sale în calitate de lider al PDM. Ediția moderată de jurnalistul Alexei Lungu va începe la ora 19:20. Au renunțat pentru o zi la epoleții în favoarea pantalonilor scurți și au dat întâlnire pe terenul de fotbal. Vorbim despre angajații din structurile de drept din țara noastră care au luptat astăzi pentru Cupa MAI. Meciul a fost o provocare mult prea grea pentru ministrul de interne Andrei Năstase, care după mai multe goluri încasate a decis să părăsească terenul. Asta deși a promis la început să înfrunte echipa Procuraturii Generale. După ce a ținut un discurs, ministrul de interne Andrei Năstase a dezbrăcat cămașa și a ieșit pe teren alături de colegii săi în tricou și pantaloni scurți. Se pare însă că ziua a început cu stângul pentru șeful de la MAI. Polițista care a moderat evenimentul a greșit numele ministrului. În loc de Andrei Năstase, i-a zis Năstas. Aș prefera să nu fie niciodată greșit numele. Primul joc a fost greu pentru echipa în care a jucat Năstase. Angajații MAI au încasat 4 goluri de la echipa Procuraturii Generale. Deși a purtat numărul 10 pe tricou, care potrivit tradiției se oferă celor mai buni jucători, Năstase nu a marcat niciun gol, iar după prima repriză a hotărât să renunțe și să urmărească meciul în calitate de spectator.
După meci, Andrei Năstase a recunoscut că face rar sport, dar a promis să-și ia revanșa. Faptul că nu fac prea mult sport sau suficient sport în ultima perioadă de timp, se vede și în teren. Nu mai sunt ceea ce am fost. Unii au câștigat, alții au pierdut, dar mai sunt niște meciuri în care putem recupera. Cei de la procuratură au fost însă mândri de prestația lor. Spre nebucuria domnului ministru de interne, care a promis de la început că o să bată procuratura, procuratura a dat dovadă că este procuratură. Și în fotbal măcar este mai tare, dacă nu în toate celelalte. Lupta pentru Cupa Mai s-a dat între 12 echipe, s-a jucat în două reprize a câte 10 minute. Mulți au reușit să obosească și după primele minute de joc, în schimb cu toții au declarat că s-au distrat pe cinste. Ne bucurăm de acest eveniment, sper că noi să fim în tonus și o să câștigăm, dar știți cum, mingea e rotundă. Antrenamente în cadrul Ministerului Afacerilor Interne se face săptămânal, două ori pe săptămână. Dar anume în această perioadă și că anume meciul de fotbal n-am avut. Evident, în fiecare sport se depune efort pentru a obține rezultat. Cupa Ministerului Afacerilor Interne la fotbal a avut loc în premieră. America a devenit mai aproape de Republica Moldova datorită unui eveniment organizat de ambasada SUA la Chișinău. Sunt un mare fan din America. Îmi place foarte mult, mai ales casca îmi place. Dacă încerc să-mi mișc capul un pic, cam se e greu de ridicat capul. Cât timp vor dura zilele Americii și ce surprize au pregătit organizatorii, vedeți în câteva clipe la știri. Tariful pentru gazele naturale nu va fi majorat până la sfârșitul anului. Despre asta a anunțat președintele Igor Dodon în urma unei întrevederi cu omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin. În același timp, șeful statului afirmă că prețul gazelor furnizate de Rusia Republicii Moldova va scădea de la 1 octombrie, fără a preciza însă care va fi noul cost. Dodon nu promite însă că ieftinirea se va reflecta și în facturile consumatorilor casnici. Dodon i-a raportat lui Putin rezultatele întrevederii cu conducerea NATO și UE, care a avut loc recent la Bruxelles. Și a vorbit despre discursul pe care îl va rosti la cea de-a 74-a adunare generală a ONU. Șeful statului mai spune că a discutat cu liderul de la Kremlin despre soluționarea crizei transnistrene, fără a preciza dacă s-a referit și la planurile de federalizare ale Moscovei, care pledează pentru soluționarea conflictului transnistrean în baza principiilor din planul COSAC, respins în 2003 de către președintele de atunci al Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Noul șef al Centrului Național Anticorupție, fostul consilier al președintelui Igor Dodon, Ruslan Flocea, a ridicat în primele 7 luni ale acestui an o leafă lunară de aproape 10 ori mai mare decât salariul minim pe economie. Asta se arată în declarația lui de avere prezentată în ziua în care a fost investit în fruntea CNA. Mai mult, Flocea a indicat că în acest an a primit în dar într-o singură zi 24 de terenuri agricole. Șeful CNA nu a răspuns la telefon pentru comentarii. În declarația sa de avere, Ruslan Flocea a indicat că de la începutul anului și până data de 31 iulie a ridicat în calitate de angajat al aparatului președintelui Republicii Moldova peste 185.000 de lei sau câte 26.000 de lei lunar. Asta în condițiile în care salariul minim pe economie garantat pentru anul 2019 este de 2.775 de lei. În perioada în care era consilier prezidențial, Flocea a primit și mai multe cadouri generoase. În declarația de avere este indicat faptul că în acest an, înaintea sărbătorilor pascale, a primit în dar 24 de terenuri agricole. Toate pământurile au intrat în posesia fostului consilier prezidențial într-o singură zi, în data de 18 aprilie. Ruslan Flocea a indicat că prin intermediul firmei pe care o deține a încasat în primele 7 luni ale acestui an dividende de 49.000 de lei. El a mai declarat o casă de 160 de metri pătrați construită în comuna Cerescu. Deși Flocea menționează că locuința costă mai puțin de 1 milion de lei, experții imobiliari au estimat că proprietatea acestuia valorează peste 2 milioane și jumătate. Flocea mai are un apartament de 29 de metri pătrați, două terenuri pentru construcții, unul agricol și un automobil, fabricat în 2016. Ruslan Flocea a fost numit director al CNA în data de 31 iulie anului curent. El a ajuns în această funcție în baza unui concurs organizat de Comisia Juridică Numiri și Imunități a Parlamentului. Anterior, Ruslan Flocea a fost secretar general al aparatului președintelui Igor Dodon și consilierul Zinaidei Greceanei, când aceasta era prim-ministru. Presa mai scrie că noul șef al CNA ar fi vecin cu fiul Zinaidei Greceanei. După ce a fost numit în funcție, mai mulți politicieni și reprezentanții societății civile au declarat că Centrul Național Anticorupție a ajuns sub controlul președintelui
președintelui Igor Dodon. Alegerea pe criterii politice a lui Flocea a fost recunoscută și de partenerii de alianță ai șefului statului. Anterior, Maia Sandu a declarat că intenția de depolitizare a CNA a eșuat. Un autocar cu 59 de cetățeni moldoveni la bord a fost implicat într-un accident produs în apropierea stațiunii Euforie Nord din România. Vehiculul a derapat de pe carosabil, a distrus parapetul și a intrat într-un copac. Potrivit România TV, la fața locului au ajuns un echipaj smurt și două ambulanțe care le-au oferit primul ajutor pasagerilor. Trei dintre ei, un bărbat și două femei, au fost transportați la spital, însă nimeni nu este grav rănit. Potrivit informațiilor preliminare, accidentul s-a produs pentru că șoferul a adormit la volan. Autocarul îi transporta pe cetățenii moldoveni din Chișinău către litoralul Bulgariei. Naționala Moldovei de fotbal a fost învinsă din nou în preliminariile pentru Euro 2020. În această seară, tricolorii au cedat la Reykjavik în fața Islandei cu 3-0. Nordicii au marcat prin Saitorson în prima repriză, iar în cea de-a doua, Bjarnson a majorat avantajul gazdelor, în timp ce Mudrak a deviat nefericit în propria poartă. Astfel, după 5 meciuri disputate, Moldova rămâne pe penultimul loc în grupa H cu 3 puncte acumulate și are 9 mai puțin decât liderul Islanda. Pentru echipa noastră urmează un nou meci greu în preliminariile Euro 2020, marți, în direct pe Prime, de la ora 21:45 de minute. Moldova va întâlni Turcia la Chișinău. S-a dat start zilelor Americii în Republica Moldova, un eveniment care se desfășoară în premieră nu doar la Chișinău, ci și în mai multe orașe ale țării, inclusiv la Tiraspol. Aseară, locuitorii capitalei au putut afla mai multe despre cultura americană în grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt. În cadrul evenimentului organizat de Ambasada Statelor Unite în țara noastră, vizitatorii au putut asculta muzică și viziona filme din SUA. Mai mult, doritorii au fost informați despre proiectele sprijinite financiar de poporul american. Vizitatorii au fost atrași de standul cu echipamentele armatei americane. Sunt un mare fan din America. Îmi place foarte mult, mai ales casca îmi place. Dacă încerc să-mi mișc capul un pic, cam se... e greu de ridicat capul. Este foarte bine să cunoaștem tradițiile altor popoare. Ne dezvoltăm, cunoaștem mai multe. Și de asemenea și copiilor, cred că le va fi de folos așa informație. Oamenii au făcut cunoștință cu bucătăria americană. În grădina publică Ștefan cel Mare și Sfânt au fost astăzi și câțiva cetățeni ai SUA, care au mărturisit că le este dor de casă. Yes, yes, we do. We miss the American food. I think we miss American pizza the most. So we try to make it at home. It's just different than Moldovan pizza. Alții au jucat baseball și fotbal american. Dacă e vorba de momente de joc, da, sigur, trebuie să fii foarte atent, să fii atent pentru că asta e un joc de regulă, e un șah, numai prin, adică emoțiune, prin mișcare, așa că trebuie să fii atent ce ți-a spus băiatul care îți ordonă anumite scheme și trebuie să le execuți. Ambasadorul SUA la Chișinău, Derek Hogan, a ținut un discurs în limba română. Prin zilele Americii ne-am propus să aducem în Moldova o particică a Statelor Unite. De aceea venim cu mâncare americană, muzica americană, sporturi americane și filme americane. Organizarea такого мероприятия очень важна для нашей республики и хорошо, что она проводится. Вот, мы пришли сюда с детьми, чтобы узнать больше об американской культуре, посмотреть и узнать о проектах различных. Activități dedicate zilelor Americii vor fi organizate pe parcursul a două săptămâni și la Tiraspol, Comrat, Taraclia și Bălți. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente ale zilei. Nu uitați însă că primele știri continuă și pe Prime.md. La final vă las să vedeți imagini de la festivalul Casca Morras din micul oraș Baza din sudul Spaniei. Această tradiție datează încă din secolul XV. Mii de oameni se adună anual pe 6 septembrie și se murdăresc cu vopsea neagră. Culmea, aceștia mai și aleargă pe străzi, jumătate aclamând, jumătate huiduind personajul Casca Morras deghizați în haine de Arlechino. Să aveți o seară liniștită!